Salut, eu sunt Alex și astăzi o să vă învăț cum să faceți o fermă de XP pe Minecraft folosindu-vă de un spawner. Hai să trecem la treabă. Primul pas ar fi să săpăm o cameră de 9x9 în jurul acestui spawner. Deci trebuie să săpați 4 blocuri de la spawner în laterale, în sus și bineînțeles și în jos. După ce ați terminat de săpat, camera voastră ar trebui să arate ceva de genul. Următorul pas ar fi să ne facem o sursă de apă infinită, săpați 3 blocuri, ceva de genul, puneți o găleată într-un colț, cealaltă într-un colț, apoi vă reumpleți gălețile. Următorul pas ar fi să săpăm cu un bloc în jos exact până la limita apei, ceva de genul. Ok, acum o să mergem în centru, ne întoarcem cu spatele și în acest perete, fix așa paralel, o să săpăm 3 blocuri înainte, 3 blocuri mai jos și încă 3 blocuri mai jos. O să aveți ceva de genul 3 pe 3. Iar aici, foarte important, mai săpați 2 blocuri unde o să puneți fensurile. Ceva de genul, iar acum un bloc de dirt aici, trebuie să arate cam așa. După ce ați făcut toate astea, o să trebuiască să puneți sign-urile ceva de genul așa, unul aici și unul aici. Sunt fix puse de la al doilea fence mai sus de dirt. Iar acum o să dăm drumul la apă, ceva de genul. Dacă ați făcut totul cum trebuie, apa ar trebui să vă ducă fix în această gaură. Exact cum mă duce pe mine acum, ia să vedem. Și intrăm aici. Deci asta o să se întâmple și cu acei scheleți. Iar acum, de pe blocul de dirt din interior, o să săpăm 27 de blocuri în sus. Acum stăm pe blocul numărul 27 și o să mai săpăm înainte 1, 2, 3. Perfect. Deci aici aveți 4 și aici este blocul numărul 27. Scheleții o să vină de acolo printr-un tub cu apă și de aici o să coboare în sistemul de colectare. În continuare o să puneți o găleată de apă aici pe blocul numărul 27, ceva de genul pe zid, și un fens aici. Fensul este pus ca să blocheze apa pentru că ei o să urce tocmai aici sus, apoi o să cadă în gol. Iar acum o să coborăm în jos din nou înspre spawner. Acum o să ne folosim de kelp să facem toată această apă ce coboară de acolo sursă. Punem ceva de genul și intrăm din nou și urcăm tocmai până sus înapoi. Mergem și aproape am ajuns. Perfect. Iar acum o să coborâți din nou. Acest kelp o să facă apa sursă, ceea ce o să ajute la împingerea scheleților, cred că altfel oricum nu se poate. Spargem kelpul și punem un bloc de soul sand în locul acestui bloc de dirt. Singurul pas rămas de făcut în această cameră este să spargem acest bloc de aici, de pe tunel. Îl spargem. Asta o să ajute la împingerea scheleților și acum o să urcăm cu tunelul. Și ar trebui să vă urce ceva de genul până aici. Din acest punct o să trebuiască să coborâți în jos cu 24 de blocuri.
Ok, acesta este tunelul pe unde am coborât, iar aici jos este blocul numărul 24. Acest bloc o să-l schimbăm cu un hopper, ceva de genul, iar sub hopper o să punem un double chest. După ce a spus double chest-ul, o să puneți o carpetă deasupra hopperului. Această carpetă o să împiedice experiența de a rămâne blocată în acest hopper, ceea ce înseamnă că voi o să profitați la maxim de această fer. Bun, acum ar trebui să închidem aici ca să nu fim loviți de scheleți și să punem 3 slaburi, ceva de gen. 1, 2, 3. Și avem sistemul de colectare gata. Ultimul pas de făcut ar fi să scoatem lumina din camera spawnerului ca să înceapă să producă scheleți, să începem să colectăm loot. Hai să vedem. Intrăm ceva de genul și dăm torța jos și deja s-au spawnat, închidem și mergem în camera de colectare și așteptăm. Și din clipă în clipă ar trebui să cadă scheleții. Hai să vedem. A și căzut primul, al doilea, al treilea, al patrulea, al cincilea și tot o să cadă. Deja avem 9 oase și un archeu. Eu zic că e o fermă destul de bună, mai ales dacă este de scheleți, foarte utilă. Cea de zombie vă oferă cam numai Rotten Flesh, nu e așa utilă. În aceasta puteți găsi arcuri, oase, săgeți. Acesta este dărtul care l-am spart și torțele. Și cam asta este ferma, băieți. Și încă o chestie, băieți, pe care era să uit. Trebuie să puneți un slab deasupra spawnerului, că dacă nu îl puneți, ei o să se spawneze acolo pe spawner și o să rămână blocați. Ia să vedem cum intru eu fără să mor, preferabil. Și haide mă, unde este slab-ul? Gata, l-am pus aici și am plecat de grabă. Și pot să spun că ferma este 100% gata. Eu am decorat-o ceva de genul, am pus aici butoaie să avem unde să băgăm oasele, arcurile, am băgat încă un chest mai jos să se colecteze mai mult și aici am făcut ceva de genul să pot să văd și scheleții și aici la fel am băgat tinted glass să pot să văd în interior. Foarte important dacă vreți să faceți ceva de genul să folosiți tinted glass, nu altfel de geam, că o să bată lumina înăuntru și nu o să mai funcționeze la fel de bine. Tinted glass-ul faceți cu sticlă normală și amethyst shard. Și cu astea fiind spuse, măi băieți, cam ăsta e spawnerul. Vă mulțumesc mult pentru vizionare, sper că ați înțeles cum se face această fermă de XP. În cazul în care nu ați înțeles ceva, puteți să-mi lăsați un comentariu, iar eu o să vă răspund. Materialele necesare fermei sunt fixate de mine în primul comentariu și dacă v-am ajutat, puteți să-mi lăsați un like, un subscribe și ne vedem pe viitor la alte tutoriale. Eu am fost Alex și vă doresc o zi bună. La revedere!